Bună seara, dragilor! Mă bucur să fim împreună în această seară, pentru că e o seară deosebită. Nu doar pentru că afară este frumos și a venit primăvara, ci pentru că am o invitată specială alături de mine și astăzi o să ne vorbească despre experiența ei, despre lucruri minunate, despre lucruri care a schimbat-o și are multe lucruri să ne spună, pentru că Otilia, managera mea, are experiență vastă, nu doar în companie, dar și în viața ei particulară. Și abia aștept să o ascultăm și sunt sigură că și voi aveți același lucru, pentru că ați văzut titlul, vorbim în seara aceasta despre stima de sine și cum ne influențează ea viața. Ce putem face să schimbăm lucrurile acestea? Cum ne-a afectat? De unde avem stima de sine scăzută sau mare? Și toate acestea le vom afla. Otilia, bine ai venit! Bine v-am găsit, mă bucur tare mult să fiu alături de voi. Mihaela, la tine acolo e frumos, poate și soare, la noi în București a plouat și așa foarte întunecat, dar nu contează asta. Important e că suntem aici împreună și, cum spuneai și tu, Mihaela, o să atingem așa câteva lucruri dintr-un subiect foarte, foarte, foarte vast, stima de sine. Nu suntem aici nici psihologii de serviciu, nici nu vrem să dezbatem foarte mult acolo de unde vine stima de sine, ci vrem doar să vă aducem așa la cunoștință, să vă readucem în atenție cât de important este să ai încredere în tine și dacă nu o ai, să descoperi de unde această lipsă ca să poți să mergi mai departe și să fii mai conștient că ai ceva de schimbat la tine. Asta nu înseamnă că dacă ai descoperit că ai o stimă de sine scăzută, așa vei rămâne pe toată viața. Nu, din contră, lucrurile se pot schimba și asta am simțit și eu pe propria mea piele în atâția ani de existență. Lucrurile sunt în continuă mișcare și evoluție. Ideea este să fii mai conștient de tine și de ceea ce simți că te ține pe loc. Da, până la urmă, despre asta este viața. Și Mihaela, cum spuneai și tu, stima de sine, da, contează foarte mult pentru că asta îți dă impulsul, da, dorința aia de a merge mai departe și de a face absolut tot ce ține de tine pentru că tu crezi că meriți mai mult și poți mai mult. Sau poate să-ți dea așa un pic în cap, ca să folosesc o expresie mai plastică, și să te țină pe loc și să te simți mic și să simți că multă frustrare pentru că vrei și tu mai multe, vrei o viață mai bună pentru tine, poate pentru familia ta dacă ești deja cu familie, dar simți că nu știi ce să faci și parcă simți că asta este nivelul tău de trai. Vestea bună aici este că orice se poate schimba. Important este să faci acel prim pas. E ok dacă simți că nu ai suficientă încredere în tine. E ok dacă simți în momentul ăsta că poate din lipsa ta de încredere nu știi să vinzi. Sau mai știu ce alte activități trebuie să le faci, da, ca să ieși de acolo din blocajul ăla pe care îl ai. Important e să știi că întotdeauna găsești instrumentele necesare ca să mergi mai departe. Și asta am simțit-o aici, odată cu Forever și un pic înainte am devenit foarte pasionată de dezvoltarea personală, tocmai pentru că am știut că cu cât mă cunosc mai bine, cu atât pot să-mi depășesc mai mult limitările. Și asta am și făcut. Și tot parcursul meu în Forever m-a ajutat extrem de mult, atât pe partea asta să-mi dezvolt, să cresc, să ajung la nivelul de manager, să am o echipă frumoasă alături de mine, dar și în viața personală și în jobul meu, pentru că eu am dezvoltat această afacere part-time și încă o fac, așa că oricine poate să o facă atâta timp cât își propune și știe ce vrea să obțină. Ce să zic, sunt foarte multe. Asta nu înseamnă că nu vine și cu provocări. Asta nu înseamnă că eu am avut tot timpul din lume și lucrurile s-au întâmplat așa foarte lin pentru mine. Nici de cum. Provocări apar în toate domeniile și în orice ce faci, important e ce faci când apar ele.
te uiți la provocare și spui, aoleu, asta înseamnă că, na, dacă mi s-a întâmplat asta, înseamnă că nu-i de mine, trebuie să renunț. Sau, a, uite, a apărut o provocare, oare ce aș putea să fac ca să trec mai departe? Și asta te ajută foarte mult dezvoltarea personală, sinceră să fiu. Îmi place foarte mult să citești și de aia te și îndemn pe tine, pe oricine, da? Nu doar direct Mihaela, pentru că știu că tu oricum ești în partea asta. Ești pe mut, ești pe mut. Trebuie să te scoți de pe mut. Așa. Vrei să zici ceva, Mihaela? Chiar vreau să te întreb ce faci pentru a te dezvolta personal. Fac mai multe lucruri pentru mine, pentru că am înțeles că atunci când îmi acord mie atenție, de fapt mi-ajut și cei din jurul meu, cei dragi. Și atunci îmi aloc timp pentru mine, pentru lucrurile care mă bucură, care, nu știu, să-mi dau, nu știu, să mă aranjez sau să mă duc la sală sau să, pentru că și astea ține dezvoltare personală, sinceră să fiu. Dar citesc mult, ascult tot felul de webinarii, particip la cursuri de dezvoltare personală și pun în practică. Asta este foarte important pentru că poate sunt mulți care acum materiale le găsești și pe YouTube. Sunt foarte multe materiale, numai dacă nu vrei, nu găsești. Dar important e să le și pui în aplicare. Da, asta este marea diferență între cei care spun citesc foarte mult, ascultă foarte mult și cei care și pun în practică. Și sincer, asta te ajută aici în Forever, să le pui în practică. Nu e comod, dar Ian, te ajută extrem, extrem de mult pe viitor. Ce poți să conștientizezi că ai nevoie de dezvoltare personală și de creșterea stimei și creștere în general? Că bănuiesc că a fost o perioadă când nu conștientizai asta. Absolut, nici nu știam ce înseamnă dezvoltare personală. Simțeam cumva acolo că aș putea să fac mai mult, că aș putea să am o viață și mai bună, nu? Pentru că mă uitam în jurul meu și vedeam alte persoane care duc mai bine. Și atunci mă întrebam, ok, dar ce face diferența între mine și ceilalți? Și a venit un moment, mai ales după ce am avut-o și pe fetița mea, da, în care mă simțeam așa foarte copleșită, cu puțin timp la dispoziție, foarte obosită. Doream, atunci cu atât mai mult îmi doream mai mult de la viață, pentru că deja proiectam un viitor și pentru mine și pentru fetița mea și pentru familia mea și nu mă mulțumea absolut deloc momentul în care eram atunci. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să mă uit către mine, în interiorul meu, că de acolo practic pornește totul. Nu contează exteriorul, nu contează să mă compar cu unul sau cu celălalt, ci pur și simplu să văd acolo, să mă întorc către mine și să văd ce funcționează și ce ar putea să funcționeze mai bine. Așa că de aici a început călătoria mea. Am participat la tot felul de cursuri, iar Kiyosaki, Robert Kiyosaki, pe care puteți să-l găsiți cu o simplă căutare pe YouTube, mi-a schimbat așa cu totul perspectiva 180 de grade. Datorită lui sunt aici în Forever și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, pentru că mi-am demonstrat că pot absolut orice îmi propun. Și asta nu e doar pentru mine, ci cred cu tărie că oricine poate la fel de bine ca mine, poate chiar mai bine, că nu sunt eu etalon. Dar sunt convinsă de asta atâta timp cât îți dorești și cauți soluții. Și de aceea am alături de mine și o echipă frumoasă și știu că sunt și am încredere că fiecare are un potențial extraordinar și îl și văd. Așa că a fost greu la început să faci toate aceste schimbări. Familia ta ce a spus? Că de obicei oamenii spun, ai nebunit, ce s-a întâmplat cu tine? Ești bine, doar ești în companie, lucrezi atâta. Ce-ți mai trebuie? Exact, Mihaela, să știi, în momentul în care e o decizie radicală și nimeni nu se așteaptă ca tu să iei decizia aia, evident că îi șochezi pe toți și evident că nu înțelegi că de ce trebuie să mai aloși timp să mai... să încerci ceva nou când tu deja te simți obosită și cu toate astea.
Dar am fost atât de hotărâtă că vreau să fac lucrul ăsta, încât și cei care poate la început nu înțelegeam, și soțul meu, a ajuns să vadă potențialul afacerii, să vadă cât de mult eu mă schimb și cât de mult mă implic, mai ales în afacerea asta, încât ușor-ușor a început și el să se implice, da? Să mă ajute acolo unde poate și cum poate, pentru că până la urmă produsele le avem în casă, le folosim cu toții, adică nu e nimic de ascuns, da? Totul e absolut transparent. Și n-a fost deloc ușor, pentru că orice început de drum vine cu extrem de multe provocări. Trebuie să faci lucruri noi, trebuie să-ți aloci timp să le înveți. Dar am învățat că nu trebuie să mă uit așa de departe, da? Nu trebuie să știu tot drumul până de aici, până nu știu, dacă eu sunt la București, nu trebuie să știu tot drumul până la Paris, ci pur și simplu să o iau pas cu pas, să mă las purtat așa, să mă las ghidată. Și așa am reușit să ajung la destinație, să zic așa, la o destinație parțială. Pur și simplu le-am luat din aproape în aproape și acolo unde am văzut o provocare, am încercat cu resursele mele de atunci, că nu trebuie să fii așa un geniu ca să treci mai departe, ci pur și simplu trebuie să-ți dorești foarte mult și soluțiile apar. Important e să nu rămâi acolo, în zona aia negativă în care să zici: dacă am ajuns aici și nu iese, înseamnă că nu e de bine. Nu, dacă ai ajuns aici și nu iese, înseamnă că trebuie să schimbi strategia. Dacă a fost o dorință care te-a ținut acolo și eu cred cu mare tărie în asta, dacă a fost dorința aceea puternică, da, care a prins flacăra, înseamnă că trebuie să mergi mai departe, pentru că nimic nu e întâmplător. Dar asta e viața, apar și provocările. Depinde ce vrei să faci, da? Apare o provocare și te oprești, sau apare o provocare și mergi, și atunci peste 5 ani devii un cu totul alt om, cu totul alte venituri și cu totul alt stil de viață, da? Și apoi a apărut afacerea în viața ta. Ce a însemnat lucrul acesta? Și ce sfat le-ai da oamenilor? Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun: aștept momentul potrivit, nu acum, nu e pentru mine. Ce le-ai spune? Tu ai amânat sau ai luat decizia pe moment? În momentul în care am simțit, am înțeles cu adevărat potențialul acestei afaceri, n-am mai amânat. Dar după aia am făcut lucrurile în stilul meu și în ritmul meu. Pentru că e o diferență foarte mare. Și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Faptul că iei o decizie nu înseamnă că lucrurile o să se întâmple wow și o să te duci acolo și o să faci efortul de la început foarte mare. Nu, am luat decizia și a fost o decizie fermă. Și apoi acțiunile și totul s-a întâmplat în ritmul meu, cu timpul pe care l-aveam atunci la dispoziție și aveam foarte puțin timp. Da? Și atunci e ok. Fiecare începe în ritmul lui, dar important e să începi. Dacă simți că e ceva acolo și îți pui în balanță, îți pui în balanță care sunt riscurile, da, care sunt lucrurile pro și lucrurile contra. Nu stă foarte mult să te gândești la ele, da? Dacă simți că este ceva ce te duce înainte, te ajută să faci un pas înainte, de ce să mai stai pe loc? De ce să te mai gândești? La ce să te mai gândești? Decizia este acum. Dacă te las, nu știu, dacă mai stai o săptămână, crezi că te gândești mai bine? Nu. De cele mai multe ori, în momentul în care spun stai să mă mai gândesc, de fapt mintea, într-un mod automat așa, se duce și caută lucrurile care ar putea să fie negative, dar care s-ar putea întâmpla. Și atunci ce faci? Rămâi pe loc, pentru că spui: dar uite că s-ar putea întâmpla și asta rău sau asta rău. Dar nu te gândești cum ar putea să întâmple lucrurile în bine. Așa funcționează mintea noastră, așa că de-aia recomand tuturor: nu sta o săptămână, o lună, un an să te gândești. Nu există. Asta este oportunitatea. Nu mai sta pe gânduri, pentru că e fantastică, sinceră să fiu. Nu ai absolut nimic de pierdut, niciun risc. Folosești produse senzaționale care îți aduc un plus de sănătate și sunt produse naturale, te ajută pentru orice vârstă. Care este riscul? De ce să mai stai pe loc? Cum te vezi peste 5 ani?
Cum ar fi viața ta dacă ai începe de acum, dar chiar și peste o lună? Cu siguranță ai învăța un pic mai mult decât dacă ai stat pe loc și te mai gândi încă o lună. Acea lună nu te ajută cu nimic. E doar, pur și simplu, un alt timp pe care l-ai pierdut. Și știi, de multe ori ai impresia că este timp. Că este timp suficient, las, mai am încă și pe mâine. Dar nu e chiar așa. Timpul trece și asta văd foarte bine uitându-mă mai ales la copilul meu. Nu știu când au trecut 9 ani de zile de când, din momentul în care am născut-o, da? Așa că timpul trece incredibil de repede. Important e ce faci cu el. Exact. Bravo, Otilia. Noi ne știm de un an și ceva și probabil că și tu ai observat la mine schimbări și în stima de sine și multe și am observat la tine pentru că strălucești, efectiv. Atunci când te-am cunoscut erai într-un anumit fel foarte bine, dar acum ești extraordinară și sunt sigură că dacă o să te văd cu siguranță peste câțiva ani, o să fii și mai și. Să știi, Mihaela, da, uite, apropo de asta, cu toți începem de acolo, știi? Multă lume se uită la noi, la cele de acum, la ce am devenit, dar și noi am plecat dintr-un punct. La fel ca și tine, Mihaela, era o persoană mult mai introvertită, cred că și tu ai avut teama de a te expune, nu știai dacă o să funcționeze, nu o să funcționeze, dar a fost dorința aia nebună de a face o schimbare și ai zis, ok, o fac, ce am de pierdut, acum ori niciodată, nimic, oricum folosesc produsele, asta este, îmi doresc foarte mult să fac această schimbare și uite ce mult, cât de multe s-au întâmplat și pentru tine în ultimul an și cât de mult ți-a schimbat forever viața și nu doar totul, adică și viața personală și tu ai o poveste fantastică, Mihaela, pe care chiar cred că trebuie să o împărtășești mai des pentru că vei inspira foarte multe persoane. Așa e, pe mine personal forever m-a ajutat enorm. Sunt atât de binecuvântată și îți mulțumesc, Otilia, pentru oportunitatea de a intra în această familie, cum îi place mie să-i spun, pentru că aici am învățat să cred în mine și să cresc cu adevărat. Și se vede pe tine, Mihaela. Și na, eu știu foarte multe așa despre tine, cât de nemulțumită erai de până și de părul tău, spuneai că nu mai poți să-i fac nimic, nu știu ce, uite ce bine arată părul acum, uite ce bine faci live-uri, uite că aștept și un copilaș, dar o să vină o fetiță în curând pe lume. Adică lucrurile din viața ta s-au schimbat enorm și astea, sincer, poate mulți nu conștientizează, dar e datorat procesului de dezvoltare personală. Pentru și că produselor. Produselor, bineînțeles. Pentru că bebelina mea a venit în urma unui detoxifiere a soțului meu. Adică da. Ce te aștepți la mai mult? Exact. Noi suntem căsătoriți de aproape 11 ani și până acum nu m-am avut. Da, știu, te referi la programul C9 pe care l-a ținut exact. Și soțul tău și l-a ajutat foarte mult. Pentru că până la urmă asta fac produsele, îți aduc sănătate și curăță acolo unde e cea mai mare nevoie, până la nivel celular. Da, și de aceea fiecare dintre noi, fac aici o paranteză, da, trecem la C9, dar chiar cred că e important ca lumea să știe câte beneficii extraordinare acest program. Și atunci când știi că ai absolut toată încrederea 100% în aceste produse, de ce nu ai putea să și ajuți și oameni cu această afacere? Și oameni ca mine, ca tine, Mihaela, care pur și simplu se dezvoltă și cred în ele și investesc în dezvoltarea lor. Ultimul lucru pe care voiam să zic apropo de dezvoltare personală este că, cum să spun, atunci când tu te schimbi, totul în jurul tău se schimbă, absolut totul. Lucrurile se întâmplă în jurul tău și se întâmplă în beneficiul tău pentru tine. Asta este o regulă universală, nu e doar, nu o spun eu, ci o spun și marile personalități, da, din domeniul spiritualității, așa că toate motivele să
să investești în tine și în dezvoltarea ta personală. Și sincer, aici este locul potrivit pentru asta. Exact. Pentru că pe lângă faptul că avem produse minunate și o familie superbă, avem și traininguri gratuite. Pentru că nu știu dacă ți aduci aminte, atunci când m-am înscris în afacerea asta, am întrebat dacă avem traininguri de dezvoltare personală. Pe mine asta mă interesa. Da. Să știi că pe mine m-a ajutat extrem de mult partea de traininguri, pentru că nu aveam timp. Și să fi dezvoltat eu singură o afacere clasică sau de orice fel și să pun la punct toți pașii, da, toate detaliile, mi-ar fi fost extrem de greu. Da, extrem de greu. Însă aici mi-a convenit foarte mult pentru că am luat afacerea la cheie. De fapt, asta e, o afacere la cheie. Și atunci pur și simplu înveți cum să o pui în practică. Și este salvezi foarte mult timp și exact ceea ce trebuie ca să ai succes. Restul, bineînțeles, că vine cu materialul nostru, nu? Adică câtă încredere în tine ai, ce abilități ai și ce abilități trebuie să dezvolți. Da, aici cu toții suntem diferiți și cu toții avem ritmul nostru, dar partea bună, da, este că aici fiecare se dezvoltă și crește în ritmul său personal. E ok. Noi avem baza, noi aducem trainingul, îți dăm absolut tot suportul de care ai nevoie. Ține de tine să pui în aplicare ceea ce te învățăm. Mulțumim mult, Otilia, pentru experiența ta minunată. Te mai așteptăm să vii împreună cu noi. Și sunt sigură că o să aduci noi experiențe. Cu siguranță, Mihaela, mă bucur tare mult că m-ai invitat. Întotdeauna îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine și să împărtășim împreună din experiența noastră. Și abia așteptăm să vorbim și de următoarele calificări ale mele, ale tale, pentru că pregătim multe alte lucruri frumoase pe viitor. Vă mulțumim, dragilor, că ați fost alături de noi și noi vă salutăm și vă dorim o seară minunată. Pupii, pa, pa! Pa, pa, seară bună!